Sfinții Constantin și Elena sunt sărbătoriți pe 21 mai, atât de ortodoxi cât și de catolici. Numele Elena, pe care îl port cu onoare, se traduce ca torță, strălucirea soarelui. Special pentru această zi de sărbătoare, am să recit o creație proprie, poezia, bineînțeles, Sfinții Constantin și Elena. O zi minunată doresc tuturor sărbătoriților, la mulți ani, să trăim cu numele. Elena mă numesc, pe 21 mai sărbătoresc, nume de sfânt canonizat în ortodoxie sanctificat. Nume cu rang împărătesc, istoricii faptele sale amintesc, Eusebiu de Cezarea relatează, în cronicile sale o consemnează. Ca o mamă bună, iubitoare, pentru fiul ei împărat, povățuitoare, înzestrată cu o inteligență aprinsă, dar și prin frumusețe a fost distinsă. Asupra creștinismului a răsărit ca un soare, în timpul împărăției lui Constantin cel Mare, luminând cu ale sale sfaturi minți încuiate din acele vremuri îndepărtate. Prin edictul de la Milano din anul 313, Constantin persecuția creștinilor o interzice, acordând creștinismului libertate de cult. Dumnezeu nu mai este considerat ocult. Augusta Elena, cu fiul său Constantin împărat, construiesc un nou oraș cu Roma comparat. Vechiul Bizantion transformându-l, orașul lui Constantin supranumindu-l. În Imperiul Roman de răsărit, Constantinopol era bine gospodărit. Nova Roma, cum a fost inițial denumit, capitală de imperiu a devenit. Împărăteasa Elena a fost primul creștin, ducându-se la locurile sfinte ca un pelerin.
punând bazele multor biserici ale creștinătății, asigurându-și pomenirea numelui Sfânta Elena eternității.